Cariera militară, practic, eu am început-o din tinerețe încă, serviciu militar. Am fost plecat pe urmă în școala de plutonieri. M-am întors în Moldova, deja se destrăma Uniunea Sovietică, armata nu exista până la moment și m-am angajat în poliție. În brigada specială de poliție cu destinație specială, Fulger. M-am nimerit amal la momentul acela când s-au pornit războiul din 92. Am luat parte activă, eu ca cu colegul meu, cu Arslan, am fost chiar într-un batalion. Am luptat cum am putut, nu ne-am dat de rușine. Am fost rănit 5 iulie în gâscă. Și practic atunci la mine deja s-a terminat totul. Eu încă în 2014, când s-a pornit toată nevoia asta, eu deja stăteam pe gânduri că nu-mi plăcea ce se face, că eram convins că este nu e așa un război de termen mic, dar ne-am dat seama că ceva se întâmplă. Că am văzut că Rusia prea adânc șvâră ghearele în diferite părți a lumii. Și primul ce mi-a venit în gând că asta ceva merge spre treile război mondial. De fapt, și se confirmă la momentul de azi că după toate ce am înțeles, după cât îi cunoaștem deja, că pe plan acolo mergea nu numai Ucraina, acolo mergea și Moldova, și Polonia, și România, și toate este. Eu sunt crezut în asta, că dacă lor le se primește cu Ucraina, ei or să meargă mai departe, ăștia nu or să oprească. Și m-am gândit atunci, ne-am apărat țara în 92, trebuie să ne apăr și acum. Dar cu alte efect, să nu-i așteptăm până ori intra în o gradă la noi, ei trebuie întâlniți în drum. Am văzut multe. Ce fac, cum fac, cum își bat joc de lume. Că dacă ori duce un război drept, ei ori lupta cu armata, nu doar. Dar aici se vede că ei nu se uite doar la obiecte strategice militare. Bombardează tot și văd în cale. Nemicesc tot și infrastructură și tot și ceva. Am auzit de apelul președintelui ucrainean, domnul Zelenski, că se formează legiunea străină care dorește din cetățenii altor state poate să înroleze. Cu toate înlesnirile cum au și ostașii din armata ucraineană. Și așa și a fost. Am trecut oarecare control în ambasada Ucrainei la Chișinău. După ce ne-au dat adresa unde trebuie să ajungem, la un centru militar unde acolo am trecut iarăși o mică, așa, să spunem, pregătire, dar mai mult psihologic. Noi, că fiindcă acolo, care eram cu experiență militară, adică am luat parte prin diferite conflicte, războaie, ăștia nu ne rețineau mult, 2-3 zile și eram trimiși deja în unități. Iar alții care băieți erau fără experiență militară, ăștia au trecut mai mult cursul ăsta. Indiferent ce grad militar ai avut acolo la tine în țară, aici începi la ostaș simplu, ostaș de rând. Și după cum te arăți de mult, după experiență, după toate astea, te regici pe carieră. Deci aici ați început ca ostaș, prima dată v-ați... Aici toți au fost chiar și general. A fost la noi în legiune, el acum la moment e plecat, a fost ministru apărării din Georgia. A fost tot ca ostaș. Tot comanda cu grupa, dar era ostaș de rând. Nici de cum grad. A făcut contract, ca cum fac toți ostașii ucraineni, prin contract ne-am angajat, avem livret militar, unitate militară, tot. Nu suntem mercenari, cum cineva ne-a numit în
diferite cazuri. Dar suntem regiment de ofensivă, într-o structură tot, n-am să vă spun care, deoarece n-am voie. Ne ocupăm cu cercetarea, cu... Am fost în prima linie, chiar grupa noastră, noi am fost în centru. Am fost atacați, mulți băieți am pierdut, vă spun, de acolo Tefere a ieșit numai 6 băieți din 30. Restul băieți au fost răniți și, cu părere de rău, foarte greu ne-am întors la ei noștri, că, din păcate, stațiile de radio nu lucrau, legătură nu aveam și n-am observat când s-au retras toți. Practic, noi am rămas în circuire, 6 oameni. Și am fost fugăriți de 2 tancuri și o companie undeva de porci, cum să le mai zic altfel, nu știu. Nici numele nu vreau să le rostesc. Doar tare bine să vede și oamenii înțeleg bine că dacă să fie scăpați de aici, ei or să meargă mai departe. Și asta e, dar de fapt e pericolul de acum se vede, cu criza asta energetică, cu tot asta ce se întâmplă, stai datorită lor. Și dacă am unuia să plecăm capul, adică nu am iuderi, nu m-am stat și îndioște, toată lumea n-a să gândească și a să plece capul, păi asta să fie o tragedie și mai mare decât este la moment. Ea să conducă atunci cum o să vorbe, chiar ar să ne aibă de rod pe toți.